Bine ați venit la, cum ar fi, episodul 9 din Civilization 4 Let's Play cu Izabela, Tudor și toată compania de conquistadori. Ne pregătim să-l atacăm pe Suleiman Magnificul. Și o mică ajustare de microfon, sper să se audă mai ok acum. Avem stack-ul ăsta aici, îl atacăm la Edirne. Cu acesta că-l atacăm la Konya și iar Bakr îl lăsăm deocamdată. Așadar, predicție. O să mă atace Montezuma în timp ce eu o să mă bag cu Suleiman. De fapt, vreau doar să văd cine era așa prieten mai bun cu Suleiman. Ramses, neinteresant. Julius Caesar. Hai să cerem acolo niște tribut lui Julius Caesar. Nu prea avem ce să-i cerem, îi cerem harta. Doar ca să fiu sigur că nu mă poate ataca sau să nu se ducă otomanii peace vessel să capituleze pacific. Ok. Până aici a fost Suleiman. Sper că până aici a fost. Și avem doi conquistadori. Mai așteptăm câțiva. Cum să facem asta? Ok. Mă uitam să văd dacă mai pot să mai dau vreun leap. Deocamdată nu. Ceva pe plan tehnologic, vreo noutate? Doar print impress, dar nu mă încălzește chiar atât de tare. Nici aici nu prea avem ce să facem. Să mergem guilds pentru acele workshop-uri. Nu prea avem bani. Poate după Suleiman, poate îl trimitem pe el. Hop! Ce s-a întâmplat acolo? A venit un pai... Bine, mă, hai! What gunpowder did for war, the printing press has done for the mind. Facem trade-ul ăla. O să-l avansăm pe Cezar. Dar, până la urmă, dă-i Cezarului ce e al Cezarului. Adică un tech lead. Avem printing press. Suntem în față mult oricum, așa că nu-mi fac griji. Încă suntem în față, dar asta se poate schimba. Deci nu e nimic garantat. Ce facem noi cu pikemen ăștia? Nu prea avem ce să facem cu ei. Poate dacă folosim un maceman. Uite stack-ul o să ne bag. Ok, acum am înțeles. Nu cred că are ce să-mi facă dacă pur și simplu stau și dau bombard. Nu o să vină el cu două, cu cinci trebușeturi împotriva stack-ului meu, nu cred. O să-i upgradez pe băieții ăștia la power, la combat 2 și pe ei la 2 city raider și un combat 2 și bombard. Și ce-o fi, o fi. Cam asta-i treaba. Sunt și niște vipuri. La câțiva conquistadori. Și cred că ce o să fac, o să scot waypoint-ul de la York. Pentru că acum am frontul mai mare cu Suleiman și trebuie să fiu un pic mai atent unde îmi trimit trupele. Uite și stacul Romei care e pe la... da, că abia am cucerit atunci. Ok. Cred că putem să mergem în tura următoare să vedem ce face Suleiman cu acel stac. Și eu între timp o să mut câțiva conquistadori pe aici undeva. Să
oarecum pregătiți cu ei. Nu m-a atacat, dar... a venit la Barcelona. Interesant. Foarte interesant, aș putea să spun. Este posibil să pierd Barcelona, din păcate. Să vedem ce o să avem. De fapt, sunt doar 2 long moment. Cred că îmi permit să sacrific vreo 2 trebușeturi. Suntem în era conquistadorilor. Nu cred că are sens să aștept să fac bombard prea mult. Chiar 3 trebușeturi. Ok, un pic de noroc acolo. Perfect. Să cucerim acest oraș. Hai să scăpăm de... Montezuma declare war on Suleiman. Deci așa, un pic și mecherii. Da, interesant. Cred ce se întâmplă. Dacă îi luăm și Conia, totul asta. Amândoi? Wow! Ok. Dubios. Ok, ce spune otomanul? Încă nu spune nimic. Are stacul ăla împuțit, fix acolo. Da. Nu prea aș vrea să pierd Barcelona. Ar însemna să fac ceva de genul ăsta. Ok, o dată. De fapt, de 4. Și acum mi-am făcut un pic de damage. Ok. Un long bomben. Asta ar trebui să ne norocească trebușeturile și catapultele lui. E un pic teamă de acei elefanți. Ar putea să pierd din conquistadori aici, dar se merită. Am pierdut unul, dar am măcelărit trebușeturile și mi-ar mai trebui încă vreo 2-3 lupte ca să le măcelăresc de tot. Avem aici un conquistador. Nu ajung. Să ne apărăm atunci. Avem cu acesta, probabil. Încă unul. Hai, încă unul de undeva. Nu cred că avem de asta. Nope. Unul singur, nu e ceva, nu ajunge.
curios pe unde a intrat Montezuma. Și... oh! Ah. Nu vreau să îi capitulez lui Montezuma cum s-a întâmplat cu Anglia. Nu ar trebui să poată să-mi facă nimic, mai ales dacă dă o tură de bombard. Și de obicei are tendință să facă asta computerul. Și probabil tura viitoare deja o să vrea să semneze pace. Sau nu. După ce îi dau... aici ăștia jos. După ce îi scot din schemă, cu siguranță că o să vrea. Cam riscant acolo am jucat-o. Ok. Da, deci după cum am spus, vor bombarda degeaba. Asta vor face. Și am reușit să păstrăm și orașul care l-am luat de la ei. Tot nu vrea să vorbească. Ha. Interesant. Deci să ne băgăm cu micul nostru stack la oraș. Ba chiar o să-l trimit pe medicul meu. O să-l trimit către Konya. Dăm puțin whip, avem nevoie de conquistador. Ah, ce se întâmplă aici? Nimic. Nimic interesant. Probabil Montezuma a intrat la Cara undeva, aș spune. Și dacă reușesc, probabil are nevoie de vreo 2-3... Ah, probabil a intrat pe aici. Mă duc spre Istanbul cu conquistadorii mei. În scurt timp. Cu trebușeturile mai aștept un pic. De aici aș putea tot spre Istanbul să mă duc. Poate reușesc să mai fac câteva upgrade-uri atunci. Niște bani, chiar nu putem să luăm bani încă. Oh, conscious. E prea slab asta să mai facă vreun impact, așa că o să-i dăm ce are nevoie. Și în felul ăsta o să reușesc să upgradez mai mulți conquistadori. Practic aproape toți, mi-a rămas doar unul neupgradat. Și... Fenton. A retaliat undeva unde a retaliat. Aici, trebușet, destroy, dai. Ah, ok. Niem problem. Hai să folosim un... Da, nu chiar cu viața plină, dar... Și o să așteptăm o mică tură la Konya. Doar una. Așa, ușor. Și cu băieții ăștia cred că o să merg spre Diyarbakır. Spre Bursa, poate? Cred că e mai deștept spre Bursa. Mergem spre Bursa. Aici mai stăm un pic.
mai adunăm niște conquistadori și cucerim și acel oraș. Probabil vreo 6-7 ar trebui să fie suficienți. Eu o să simt acolo un pericol iminent, dar... Oh, Laxana. Când dau un lip? Vale. Exact, de exemplu. Și o baracă. Nu. O... Un moment. Un teatru. Mă rog. Ok, end turn. Hai să-l capitulăm o dată pe Suleiman. We'll capitulate. Perfect. Nu cumva să lăsăm pe Aztec să ia din orașe. Dăm Edirne și Conia înapoi. Constitution. Facem prietenul nostru, open borders, ce nu avem? Fireball clam nu avem? Avem de toate, sugar nu mai avem. Dăm cupru, gems și... Asta ar trebui să... Întoarcă jocul... Nu Divine Right. Acum pentru că l-am capitulat pe Suleiman, putem să-i spunem ce se descopere. Și o să-l trimitem. Guilds probabil că o să mă duc eu, o să-l trimitem astronom. Să facem trade cu el, pentru că el va fi ca și cum ar fi la friendly mereu, pentru că e vasalul nostru. Și da, Stecu este absolut incredibil ce face. Și mă gândesc să-l atacăm pe Stec. Până ajunge la egiptean. A, suntem încă în pace. Pentru cât timp? Deci în continuu a atacat Montezuma. În continuu. Active. Încă două ture. Perfect. O să-l atacăm pe Montezuma. Gaziantep. Două ture, perfect. Și acum putem să trimitem pe toată lumea la Tlaxcala, de exemplu, sau nu la Tlaxcala, aici. În felul acesta avem granița lui Suleiman, în partea asta. Și toate trupele ni le putem concentra în partea asta. Să atacăm dinspre vest spre est. Să capitulăm toată harta din partea asta. Roma nu mai are ce să mai facă. Sincer să fiu. Nici nu cred că avem nevoie de romani. Îi ținem la friendly. Ținem prietenii noștri. E nevoie de trupe. Le dăm din când în când câte un whip. Nervează că nu e drum aici. Se duce cineva culture? Da, turcul. Care nu contează. Silent defensive back.
Nu cred că e neapărat în avantajul meu să semnez un pact cu Julius Caesar. Hei, am mai descoperit un gem la Toledo. 4 gemuri avem acum în acest oraș. Am făcut un oraș de heroic epic, dar până la urmă, iată că scoate destul comerț, 25. Pentru un oraș secundar, bineînțeles, nu se compară cu 108. 108, wow. Suntem în Golden Age? Nu, nu mai suntem în Golden Age, wow. Sevilla chiar este o capitală puternică. Și nici măcar nu e la potențialul ei. Avem nevoie de niște mâncare asta se întâmplă aici. Știam că avem cottage pe acel fil, dar mă rog. A, nu e chiar eficient să-ți faci cottage-uri pe dealuri, dar în fine, e ok. Nu avem nevoie de făcut aici, nimic, conquistador. Asta market pentru o altă dată. Am Nottingham. Nu mai putem să mai facem un teatru, o nebunie. Îi mai lăsăm puțin. Deci, tura asta ar trebui să pot să-l atac pe Montezuma și asta o să-și fac. Aha! Nu! Oh, oh, încă nu pot. De ce nu pot? Ar trebui să pot. Ah, că era tura lui. Cancel the deal. Like a boss. O să-l zăpăcesc pe domnul Montezuma. Ce mă interesează pe mine este să văd romanul ce face. În timp ce eu cuceresc partea asta la alta hărță. Oh, ho, ho, perfect. Salut, Ramses. Nu se întâmplă des asta în jocurile pe Immortal, dar se mai întâmplă din când în când. Și chiar meritam după ce mi s-a întâmplat cu Domnișoara Elizabeth. Ramses este acum vasalul meu. Nu vrei? Joining the war is not possible for us. Dar parcă ai vrea așa. Ce problemă? Montezuma este al meu. Cred că orașul ăsta o să-l iau cu... Poate nu. Poate nu neapărat. Să aștept să dau un pic de bombard. Doar un pic. Ducem și un mic război de gherila aici. Să-i dau rușini acestui Montezuma, care a atacat pe toată lumea în acest joc. Cine are guilds? Montezuma. E tu de viștul vasalul meu și atunci... Nu contează. Da, world map, da, chiar îmi doresc acest lucru. A intrat cu câțiva knights. Nu pare a fi chiar fioros. Căutăm cu bombard. Să fim un pic mai eficienți. Când se adună așa un pic mai multe trupe, e bine să folosești și dintre bușeturi și vii cu băieții din spate. Mai și pierd, din când în când, asta e. Dar băgăm niște trebușeri. Și băieții și-a mai lovit din ei.
pic acesta. Dăm otomanul lui, n-avem ce să facem cu el. Și ce, era acolo vreun ceceniță sau ceva? Sau ce s-a întâmplat? A, nu. Cred că o să le iau acum. Pierdu câțiva, dar... am cerut în oraș. Și le mai îndreptăm spre încă unul. Nu mai permitem să facem și asta din când în când. Și aici. Poate aici. Sau aici. Nu uit care are mai multă experiență, au la fel, deci o să vă vedeți pe asta. Aici am... nu mai am altceva, așa că o să las așa. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Să fac și asta. Enemy military, să nu mă surprindă pe undeva. Knights. Ai dracu knights acolo la egiptean. Sunt un pic curios Montezuma ce putere are, dar cred că așa a pus deja ceva espionaj pe mine, da? Can see demographics, 151. 18 pe tură. Hai să lăsăm un pic espionajul pe Montezuma. Nu cred că o să mai apucăm să mai vedem ce... mai are multe. Crezi că mai are doar 5 orașe. Bineînțeles, putem să facem și o nebunie de genul ăsta. Să-l mai descurajăm pe Montezuma. Și o să facem o nebunie... dar cu ghinți, poate. Ar mai dura puțin. Asta se duce printr-un pres, nu. Ce îți dai ție? Divine right. Altceva nu avem. Next turn. Cinci conquistadori împotriva 1, 2, 3, 6. O să încerc cu 1 deocamdată. Ok. Mă așteptam la asta. Oh, la asta nu mă așteptam, dar a fost de bine. Pentru că... de-aia. Montezuma. Și uite așa am reușit să folosim și trebușeturile și conquistadorii, ba chiar în același război. Asta nu se întâmplă de obicei, dar s-a întâmplat aici. Super. Unitățile care se mișcă repede la Teotihuacan acolo să se ducă. Unitățile care se mișcă încet. Ei, hai, putem să păstrăm câteva conquistadori și în statul ăsta. Să facem un medic secundar. Doar pentru statul de conquistadori. Mi-ar mai trebui un general se naște acuși ca să fac și eu ceva din warrior-ul ăsta. Să fie folositor, că deocamdată nu e. Imediat.
Da, nu s-a întâmplat nimic aici, putem să cucerim orașul. Vezi, mai are 4 orașe, nu are nimic de spus. Nu vede că e de la rușini, are vreun stack undeva. Aici? Nu. Sau e doar nebun, pur și simplu.